Ne-am adus și elementele elementele electronice ca să vedem întrebările. Dar aș vrea să îi dau Andrei locul ca să pună invitaților noștri prima întrebare. Domnul doctor David Ile ne spunea despre implicarea pe care o avem ca și biserică și aș vrea să fim cinstiți cu adevărul. Și anume că ceea ce s-a întâmplat a fost o muncă asiduă depusă de departamentul New Life din cadrul bisericii. Și mulțumesc Andrei, care conduce acest departament, că a fost mâna forte care a dirijat organizarea acestei conferințe. În urmă cu câțiva ani de zile, când s-a pornit acest departament, a fost o bucurie foarte mare să vedem cum a crescut atât în social media și reacțiile care au venit din jur și ne bucurăm să vedem interesul celor care nu doar din biserică, ci și din afara bisericii pentru această zonă pro-viață. Așa că, Andreea, să te invit să pui invitațiilor noștri prima întrebare. Da. Încercăm să luăm întrebările în funcție de cât de multe voturi au. Și una dintre cele mai votate întrebări, cred că este o frământare pentru foarte, foarte multă lume și în special, cred că și în mediul creștin, din câte am observat eu, ar fi care sunt metodele contraceptive care nu sunt considerate avort. Cineva? Poate domnul doctor. Deci pot să încep eu să dau un răspuns la întrebarea asta și colegii mei pot să adauge. Metodele contraceptive, așa cum le spune numele, înseamnă să aplici o metodă care împiedică concepția. Din păcate, se numesc metode contraceptive și cele care nu împiedică concepția. De exemplu, o metodă foarte frecvent utilizată, chiar și printre creștini, din păcate, este steriletul. Steriletul nu are darul să împiedice concepția. Ce face steriletul este că produce o iritație la nivelul uterului. Dacă cumva e un simplu sterilet și nu conține și impregnare hormonală, împiedică implantarea embrionului în mucoasa uterină prin faptul că produce o permanentă iritație a mucoasei. Nu știu dacă vreți acum să ținem un curs de contracepție, dar în principal medicamentele, iarăși, și aici există o discuție dacă ele sunt sau nu contraceptive. Cu siguranță, medicamentele contraceptive, cum le spune numele, își propun să inhibe ovulația. Neavând disponibil ovulul, nu se produce fecundația. Doar că aceste contraceptive mai au un efect în sensul că scad cantitatea de glicogen de la nivelul celulelor din mucoasa uterină. Scăzând glicogenul, acesta este exact sursa de hrană a embrionului în primele zile de viață până la implantare. Ceea ce vă spun acum, să găsesc studii făcute în cărți de medicină, în tratate de medicină pe care puteți să le consultați și dumneavoastră. O metodă contraceptivă este cea care împiedică întâlnirea dintre spermatozoid și ovul. Nicio altă metodă care nu poate să facă acest lucru nu poate fi considerată o metodă contraceptivă. Mulțumim frumos pentru răspuns. Cred că lucrurile sunt destul de clare în direcția aceasta. Atunci când nu se permite concepția, aceasta este o metodă contraceptivă, dar când concepția se permite și nu se poate, ovulul fecundat să se fixeze, să se nideze, lucrurile devin abortive în momentul respectiv. Este ceea ce îi învățăm și noi pe oameni în cursurile de consiliere premaritală, pentru că în momentul în care familia stă să înceapă, este una dintre întrebările foarte dese pe care le primim în sutele de cazuri pe care le consiliem în consilierea premaritală și lucrurile trebuie să fie definite corect ca să nu ne trezim că suntem
pro-viață, dar de fapt, în fapt, facem altceva. Aș face o mică observație, având în vedere că lucrez în domeniul farmaceutic. Sunt anticoncepționale, care sunt numite anticoncepționale, dar de fapt au mecanism abortiv și pe prospectul medicamentului nu o să scrie are efect abortiv. Deci s-ar merita pentru cei care chiar au o îngrijorare mai mare în legătură cu anticoncepționalele să studieze mai mult sau să întrebe sau să se intereseze legat de mecanismul de acțiune al substanței pe care îl folosesc, pentru că sunt care sunt sub denumirea sau sub clasificarea anticoncepționale, dar de fapt sunt abortive. Următoarea întrebare aș adresa-o domnului doctor Cristovianu. Cum ar trebui să ne raportăm din punct de vedere creștin față de procedurile de reproducere asistată, fertilizare in vitro în special? Și știu că și domnul doctor Callum este în zona aceasta, fiind în zona eticii, întrebarea are de-a face și cu zona etică și o să rog și pe dumnealui să dea un răspuns în direcția aceasta. Ce am observat este că este proconceptivă, nu este anticonceptivă. Chiar un sac artificial este o metodă proconceptivă. Ce vă spun este că dacă veți continua să mâncați atât de prost, să gândiți atât de prost, să dormiți așa de puțin cum am dormit eu azi noapte, și o să luăm modelul occidental, 50% infertilitate băieți și fete. Și lucrul acesta va genera această industrie care este justificată. Oamenii vor copii și este normal lucrul acesta. Oamenii nu numai că cei care fac avorturi sunt cei care fac avorturi, dar sunt o mare populație care nu pot avea copii și doresc copii. Nu pot să spun decât că am văzut o morbiditate mai mare în zona aceasta. Dar în rest, este viața de la Dumnezeu. This is obviously a complex question. Sigur că întrebarea e destul de complexă. And different Christians will have different views on it. Și creștini diferiți vor avea opinii diferite. So there are some kinds of IVF which do destroy the embryo. Există anumite metode de fertilizare care distrug embrionul. So normally embryos would be selected for implanting or for destruction. Așa că se face o selecție a unor embrioni care să fie implantați, iar alții sunt selectați pentru a fi distruși. So Christians would oppose IVF in that case because it is the destruction of life. Și în această situație creștinii sunt împotriva selectării embrionare și a distrugerii celor nealeși. But some practitioners of IVF create life without destroying any of the embryos. Dar există și metode de fertilizare in vitro care nu distrug embrioni. And that is more complex. Și dar e mult mai complexă. In IVF generally there will be embryos that have quite complex and profound disabilities. În acest procedeu se folosesc embrioni unii dintre care au dizabilități destul de profunde. And sometimes very significant genetic differences. Cu anumite diferențe genetice evidente. Which means that people doing a pro-life kind of IVF have to be prepared that is quite likely or possible. Iar cei care sunt pro-viață trebuie să-și dea seama că e posibil ca procesul acesta să ia anumite turnuri nedorite. So a friend of mine through IVF and his wife created 3 embryos. Un prieten de-al meu și soția lui pentru acest proces au creat 3 embrioni. And 2 of them were perfectly healthy children. 2 dintre acești embrioni au fost copii foarte sănătoși. But one of them had a genetic code that meant he or she would inevitably be miscarried. Dar unul dintre embrioni a prezentat niște defecte genetice care prevesteau un avort spontan. And this is quite common. Asta se întâmplă destul de des.
Now, of course, as Christians, any human being, regardless of its genetics, has to be protected and defended. Noi creștinii dorim să protejăm, să apărăm orice ființă umană, indiferent de codul ei genetic. But of course, many parents are not in a position where they can easily look after a child or emotionally would struggle with a miscarriage. Însă mulți părinți nu sunt în stare să aibă grijă de un copil cu mari probleme fizice, dizabilități sau cu un făt care e foarte posibil să fie avortat în timpul sarcinii spontan. And this isn't a reason not to do IVF at all. Asta nu e un motiv să nu recurgem la fertilizare in vitro. But it means that these sorts of situations are more complex and it's not a simple substitute for the usual way of creating. Da, trebuie să înțelegem complexitatea situației și să înțelegem că lucrurile nu sunt chiar așa de simple. Now I should also mention that there are some Christians who disagree. Dar sunt și creștini care sunt de altă părere. And think that any IVF for any reason or done in any way is still not okay. Care consideră că orice metodă de fertilizare artificială nu este în regulă. And for that perspective there is a good book. Este o carte bună scrisă pentru a dezbate această perspectivă. By a Canadian speaker called Stephanie Gray. Stephanie Gray, o autoare canadiană, a scris această carte. So as I say, there is disagreement, but those would be two of the different perspectives. Există, deci nu suntem toți de aceeași părere în această privință, dar rețineți complexitatea problemei. And her book has a very good compassionate discussion about infertility. În cartea ei abordează într-un mod foarte pertinent și plin de compasiune problema infertilității. Aici aș vrea să adaug câteva lucruri. De fapt, întrebarea asta de ce a pus-o, cine a pus-o, intuiesc de ce. Pentru că atunci când vorbim de fertilizare in vitro, vorbim de a produce mai mulți embrioni pe care trebuie să îi sacrifici. Rata de obținere a unui copil în urma fertilizării in vitro e destul de redusă. Adică nu ai obținut un embrion, strict un embrion, și acel embrion îl implantezi în uterul mamei și vei avea un copil. Nu se întâmplă așa ceva. De obicei se obțin mai mulți embrioni, 3, 4 până la 12 embrioni, în speranța că vei obține un embrion viabil, un embrion viabil care după aceea va putea să fie implantat în mucoasa uterină. Întrebarea este ce se întâmplă noi care suntem pro-viață, ce vom face dacă acceptăm această fertilizare in vitro, ce vom face cu embrionii care nu sunt folosiți de familia respectivă? Asta e o întrebare. Și a doua este, se justifică să sacrificăm mai mulți embrioni pentru a produce un copil? Astea sunt întrebările dilemă care se ridică cu fertilizarea. Dar așa cum a spus și doctorul Calum, există proceduri de fertilizare in vitro în care practic nu folosești niciun embrion, ai o situație în care trompele uterine sunt înfundate sau este o malformație sau este ceva care împiedică ovulul să ajungă în cavitatea uterină și atunci ceea ce faci este injectezi spermatozoizii direct în cavitatea uterină în perioada în care se așteaptă că femeia îi la ovulație și ovulul ar putea călători înspre spermatozoid. Asta este o tehnică care nu implică niciun fel de raționament etic, nu sacrifică niciun embrion și o posibilitate care se poate realiza. Cu siguranță, când vezi frământarea unei familii care nu are copii, poți să gândești altfel. Când te uiți doar și analizezi așa teoretic și sec lucrurile, cu siguranță poți să tragi sau să faci judecăți de valoare. Astea sunt câteva lucruri care am vrut să le menționez. Următoarea întrebare este adresată direct lui Callum. Care este perspectiva creștină etică în cazul unei sarcini în urma unui surogat? Nașteri din mamă surogat, da. Yeah, thank you for that question. Această întrebare, cine a pus despre mamă surogat?
Surrogacy can seem like a quite abstract kind of medical technology. Conceptul acesta de mamă surogat pare să fie destul de abstract ca tehnologie medicală. But of course, for people who struggle with infertility, this is a very real and a very painful experience. Dar pentru cuplurile care au această problemă a infertilității, e o experiență foarte reală și dureroasă adeseori. And so it's not just a simple question of abstract bioethics. Așa că nu e o chestiune abstractă, doar gândim așa la cum ar fi, ce ar fi ipotetic. Now, there are many issues relating to surrogacy which are very complex. În această chestiune sunt multe probleme complexe legate de mamele surogat. And there are many stories which illustrate this complexity. Și sunt multe povestiri care ilustrează complexitatea situației. For example, surrogacy is often done over international borders. De exemplu, adeseori aceste mame surogat sunt găsite undeva peste graniță, în străinătate. Partly because it is illegal in so many Western countries. Pentru că practica este ilegală în unele țări occidentale. I read a story just the other day of a couple who asked a surrogate in the Philippines, or maybe it was Thailand, I don't remember. Cu câteva zile în urmă citeam despre un cuplu care a cerut unei femei să fie mamă surogat prin Filipine sau Thailanda. To be a surrogate mother for them. Să fie deci o astfel de mamă surogat pentru ei. So the woman agreed and she conceived a baby. Femeia a fost de acord, s-a conceput copilul, bebelușul. And then the baby turned out to have Down syndrome. Dar bebelușul avea sindromul Down. So the couple who commissioned the baby decided they didn't want it and said that the woman has to abort the baby. Familia care comandase copilul n-a fost de acord să aibă un copil cu sindromul Down și au spus femeii că trebuie avortat. And in some cases this is enforced. Și în anumite lucruri acesta se face prin coerciție, prin forță. But fortunately in this case the woman was allowed to keep the baby and raised it herself. Din fericire în acest caz femeii s-a permis să păstreze copilul pe care l-a născut și l-a crescut. There are other cases where a baby formed by surrogacy has been left without any parents because no one wanted to look after them. Dar sunt nenumărate situații în care astfel de copilași concepuți prin mame surogat au fost lăsați fără părinți pentru că nimeni n-a vrut să îi preia. And the baby is sometimes even left without a nationality. Și acel copil rămâne uneori chiar și fără naționalitate. Because neither country agrees to give them citizenship. Că dacă avem de a face cu țări străine, niciuna din țări nu acceptă să-i acorde cetățenia ei. And there are many cases like this where the human rights of the surrogate mother or the baby are grossly violated. Și în astfel de cazuri, fie drepturile mamei surogat, fie drepturile bebelușului sunt încălcate abuziv. Now there are other problems that come from the surrogacy industry. Sunt și alte probleme legate de industria mamelor surogat. We know, for example, that many people commissioning babies search for surrogate parents or donors of particular ethnicities. Știm că multe din cuplurile care caută astfel de mame surogat selectează aceste mame din anumite grupări etnice, din anumite popoare. For example, if a Spanish woman donates an egg, she is likely to get much more money than women of other countries because there is a perception that Spanish women are simply more attractive. Se pare că dacă o femeie din Spania își donează un ovul pentru astfel de practici, este pasibil să primească mult mai mulți bani pentru că se consideră că femeile spaniole sunt mai atractive, mai frumoase. And so you can easily see how this industry gets involved in things like eugenics or even racism. Și observăm felul în care această, să zicem, industrie se deraiază pe panta aceasta a eugeniei, adică a selecției după codul genetic sau chiar a infanticidului. And so it's easy to see how there are many problems that arise with the industry. Deci sunt multe probleme care apar în acest proces al mamelor surogat. Not to mention the women who are often exploited and forced into surrogacy by their circumstances. Unele femei sunt silite, sunt forțate să intre în acest proces datorită circumstanțelor în care se află în viață. And the significant health risks that surrogate mothers have to be subject to. Și aceste mame surogate supun unor anumite riscuri de sănătate. So there are a lot of problems with the industry
the surrogacy industry that are inherent to surrogacy. Deci în procesul acesta de folosire a mamelor surogat apar foarte multe probleme. Now of course it's much more complex than that. Și lucrurile sunt chiar mai complicate de atât. But if you're particularly interested in this subject, dar dacă vă interesează în special subiectul acesta, then ADF International, where we heard from earlier with Adina Potaru, ADF International, ce despre care am auzit mesajul de la Adina mai devreme. They have a very short book or pamphlet about surrogacy. Au o cărticică despre acest aspect al mamelor surogat. Which is an excellent introduction to the topic with a whole load of more discussion. Care reprezintă o introducere foarte bună în subiect, dacă veți vrea să-l explorați mai departe. So I highly recommend that. Și o recomand cu căldură. So it is good or not? Sorry, so it is good or not? Surrogacy is good or not? I think we shouldn't ridicule the intentions. În primul rând aș vrea să nu disprețuim intenția celor care apelează la mame surogat. It often arises from a place of deep suffering and pain. Adeseori e un gest disperat al unor persoane care resimt profund durerea de a nu avea copii. And we have to have a compassionate answer to that suffering. Și cumva trebuie să avem un răspuns plin de compasiune pentru această acest demers. But the problems with surrogacy as it develops into an industry are overwhelming. Însă problemele acestei industrii a mamelor surogat sunt copleșitoare. And so my view is that it is not a good answer to that problem of suffering. Așa că după părerea mea, nu e cea mai bună opțiune pe care o ai de a rezolva problema. Da, aici să investești o grămadă de discuții, nu doar de ordin etic sau procedural, așa cum ați văzut. E vorba de legislații din diferite țări, e vorba despre ce se întâmplă cu mama care a purtat copilul, este ea mamă sau nu-i mamă, poate să fie mama care a și donat ovulul și spermatozoidul să fie dintr-o bancă de spermă, se poate ca nici ovulul, nici sperma să nu fie de la, adică ovulul să nu fie de la mamă, deci lucrurile sunt atât de complicate încât mă întreb, oare nu-i mai simplu să adopți un copil pe care îl vezi decât să-ți complici existența în așa de mare măsură? Da? Pentru că sunt oameni care vreau să spună, domnule, în copilul ăsta măcar am jumătatea mea. Atunci oamenii fac demersuri astea disperate și cu siguranță e greu. Noi toți ne dorim proprii noștri copii, dar dacă nu-i avem, un lucru miraculos să devii mama copiilor altora prin adopție. Dacă tot s-a deschis subiectul, este a doua oră când se deschide subiectul, a deschis domnul doctor Cristofianu și este a doua oră când se deschide subiectul adopției și pentru că s-a discutat și despre ARFO, aș vrea să spun că în septembrie, în 17 septembrie, aici la Cluj o să organizăm un summit ARFO, adică România fără orfani. Și direcția aceasta de conștientizare a bisericii, în primul rând, despre adopție, cred că este necesară. Am ajuns în urmă cu câțiva ani de zile, ca și pastor, să descoper tot mai multe familii în biserică care nu pot să aibă copii. Și problema a devenit o problemă tot mai largă și în biserici, este în societate, este și în biserică. Își doresc copii, încearcă ani de zile și nu se întâmplă absolut nimic. Au apelat la tot felul de proceduri medicale și nu se întâmplă absolut nimic. În momentul când am început să discut despre adopție, după ce 10 ani au încercat să aibă copii, a fost o reticență destul de mare. Și am înțeles că unde am greșit este că nu am abordat subiectul acesta de la început din consilierea premaritală. Așa că, cred că cu vreo 10 ani în urmă, am schimbat tactica și în consilierea premaritală, când cei doi își văd viața numai în roz și totul pare să fie în regulă, le pun o întrebare așa de nicăieri. Ce faceți dacă nu o să aveți copii? Prima dată cumva se bucură, zice, oricum câțiva ani de zile, zice, am vrea să fim numai noi. Da, dar zic, după ce nu mai vreți să fiți numai voi și începeți să vreți să fiți mai mulți, ce faceți dacă nu puteți să aveți copii? Și încep discuțiile și acolo putem să aducem ideea de gândiți-vă, rugați-vă,
că dacă Dumnezeu are alte planuri pentru voi, și vreau să vă spun că am întâlnit nu doar un singur caz, nenumărate cazuri care au fost în felul următor. Ani de zile n-au putut să aibă copii, au încercat să aibă copii, au făcut tratamente medicale, au încercat ce au știut să facă, n-au putut să aibă copii. Și la un moment dat au pus armele jos și au zis, asta este, o să adoptăm. În momentul când a început procesul de adopție, au primit și copil, natural, pe cale naturală, au mers cu procesul de adopție mai departe. Alții au plecat la procesul de adopție, au ajuns să adopte și după ce au adoptat copilul, au primit și un copil pe cale naturală. Anumite momente, din punctul meu de vedere ca și pastor, trebuie să spun ceea ce văd. Suveranitatea lui Dumnezeu este atât de mare încât își dorește ca anumite lucruri să se întâmple și îți oferă opțiunea să fii lucrător împreună cu El și zice, dacă primești copilul ăsta, îți dau și ce vrei tu. Dacă nu-l primești, nu-ți dau nici ce vrei tu. Și asta este ceva ce discutăm tot mai mult, pentru că vedem că se întâmplă în jurul nostru, ajung tot mai multe cupluri să fie infertile, ne rugăm pentru tot mai multe cupluri care nu pot să aibă copii. În mod supranatural sunt unii care primesc copii, în ciuda pronosticurilor medicale, sunt alții care nu primesc și atunci ajungem să ne întrebăm dacă nu cumva Domnul vrea ca ei să adopte. Și adopția este o discuție tot mai vastă și, așa cum spuneam, în 17 septembrie o să avem un summit pe direcția aceasta împreună cu cei de la ARFO și o să discutăm zona aceasta de adopții. Dacă mai doriți să completați ceva la subiectul acesta? Doar un singur lucru vreau să spun la orice discuție care mie mi se pare corectă științific, corectă spiritual sau normal din punct de vedere al unui așa, unui om care cred că gândesc normal, m-aș uita la genealogia Mântuitorului și m-aș smeri foarte mult când aș vedea ce tragedie în ereditatea Domnului Iisus Hristos văd acolo, știi? Vedem incest, vedem curva Rahav, vedem pe David și Bathsheba, găsim tragedii majore acolo și ceea ce mi s-a părut mie extraordinar că prima pagina Noului Testament Domnul nu vrea să ascundă aceste lucruri. Mă gândesc că poate trebuie să gândesc cu multă considerație orice lucru care, sigur, ceea ce nu este crimă, să nu fie crimă, da. Dar apropo de ce spuneați de disperarea oamenilor și să primesc cu multă compasiune, cum spunea și colegul nostru, tot ceea ce se întâmplă. În niciun caz n-aș arunca cu piatra, ci poate că m-aș ruga mai mult, poate că aș consilia mai mult. Aceasta este ceea ce s-a întâmplat cu Mântuitorul în genealogia lui. Cum îndepărtezi frica într-o femeie de a naște un copil cu dizabilități datorită vârstei ei înaintate? Sau altfel spus, cum o faci iubitoare de o astfel de viață? I can start, yeah. We often think of children with disabilities as a nightmare or as something to be avoided. Adeseori ne gândim cu groază la posibilitatea de a avea un copil cu dizabilități, ceva de evitat. And of course, some disabilities can be difficult for the child and for the parents. Și într-adevăr, anumite dizabilități pot fi foarte grele pentru copil și pentru părinți. But on the other hand, we often make assumptions. Dar pe de altă parte, noi presupunem niște lucruri. We often think that any child who is born who is going to pass away very soon should never be born in the first place. Și ne gândim că un copil care se naște și care știm că va muri destul de devreme în viața lui fizică, mai bine ar fi să nu se nască deloc. And their life will only be miserable and there's no point living it. Pentru că puțina, scurta viață pe care o va trăi va fi o viață de chin, de tragedie și nu merită trăită. But when you listen to these children and to their families, dar când îi auzi pe acești copii și familiile care i-au crescut, they say something completely different. Povestea lor e total diferită. As I'm sure Dr. Cristoveanu could tell you. Așa cum Dr. Cristoveanu ne-a spus mai devreme. When you speak to these children and their families, they are almost always so glad to be alive and to have their child alive. Când vorbești cu acești copii cu dizabilități și familiile în care s-au născut, îi vezi pe toți că sunt așa plini de bucurie că copilul ăla e în viață.
even if the child passes away within hours of being born. Chiar și copilașul acela, bebelușul acela care moare la doar câteva ore după ce se naște. There was a study done about babies who passed away within a couple of hours of being born. S-a făcut un studiu cu privire la bebelușii care au murit la doar câteva ceasuri după ce s-au născut. And 98% of their parents said that they were glad that they had the baby. 98% dintre părinți au spus că s-au bucurat că au putut să aducă pe lume un copil. Even just for those few hours. Chiar dacă a trăit numai câteva ceasuri. They said it was worth it and I would do it all over again. Și spuneau ei, s-a meritat efortul și am fi gata să o facem din nou. And in fact, there was a study comparing women who had abortions in this situation with women who continued the pregnancy. S-a făcut un studiu comparativ între femei care în astfel de situații au cerut avort și femeile care au dus sarcina la termen. And it found that women who continued the pregnancy had much better psychological outcomes than women who had abortions. Femeile care au dus sarcina la termen și au născut copilul au avut rezultate psihologice foarte mult mai bune. Then there are some conditions which are less severe but still life limiting. Sunt și bebeluși care se nasc cu condiții mai puțin severe, dar care totuși le vor produce niște neajunsuri în viață. Like Edward syndrome or Patau syndrome. Cum e sindromul Edward sau sindromul Patau? Now even for these conditions which were long considered to be fatal conditions. Chiar și în aceste situații care multă vreme au fost considerate că vor fi fatale. The life expectancy has significantly increased. Așteptarea de viață a crescut destul de mult pentru acești copii. And studies of the parents of these children. Iar studii făcute asupra părinților acestor copii show that again they are overwhelmingly glad that they had their child. Arată că acești părinți au o bucurie enormă că li s-a născut un copil și că pot să-i poarte de grijă. They almost all said that the child was happy to be alive. Și aproape toți văd bucuria copilului de a fi în viață. And that the child enriched their family, the parents and the brothers and sisters. Și prezența acelui copil în familie le-a îmbogățit viața familiei și a celorlalți frățiori sau surioare. Even though the child is likely never to speak. Chiar dacă acel copil poate nu va vorbi niciodată. So what I would say is listen to these stories. Ce v-aș recomanda este să citiți sau să urmăriți aceste povestiri. The only thing or the most important thing that will convince a parent in this situation. Cel mai important lucru care îl va convinge pe un părinte într-o astfel de situație is to hear the reality from people who have experienced it. Este să audă realitatea povestită de alții care au trecut prin ea. So there are many support groups online. Așa că online cel puțin sunt foarte multe grupuri de suport, de sprijin în acest domeniu. And they overwhelmingly say that having this child was one of the best things I've done in my life. Și majoritatea covârșitoare a părinților spun că viața lor a fost îmbunătățită enorm prin nașterea acestui copil cu probleme. My simple advice would be listen to the stories and hear from the people who have been through it. Deci sfatul meu oarecum simplu este să urmăriți, să citiți și să cunoașteți povestea unor oameni care au trecut prin această experiență. And the answer then will be clear. Și atunci răspunsul va fi mult mai clar. Pot să mă aduc? Vreau să mă aduc o mică completare. Nu s-a vorbit mult despre persoana, deci cei care sunt primii vizați, adică copiii, și toate studiile făcute asupra personalităților și asupra gradului lor de fericire, eu au fost întrebați, ok, am înțeles părintele, s-ar putea să unii să fie happy, unii s-ar putea să nu fie happy. Asta este din realitate, da? Și cei care nu sunt fericiți încă n-au înțeles care este rostul lor în viață. Dar întrebarea esențială este, este chiar un studiu foarte interesant, mi s-a pus o întrebare, dacă ar fi să vă nașteți din nou, ok, cum simțiți că ar trebui să fiți, da? Dacă ar fi să vă nașteți din nou, sau mai bine zis, dacă nu v-ați fi născut, instead of să vă nașteți cu dizabilitatea pe care o aveți, ce ați fi ales? Prefer să mă nasc cu dizabilitatea pe care o am. Deci majoritatea dintre acești copii doresc viața. Asta este foarte, foarte interesant. Ei doresc viața. Și mai este, un lucru foarte, foarte important pe care noi l-am este economic. Probabil că știți, în Statele Unite sunt primii care au început să trateze copiii foarte, foarte mici ca și greutate și s-a plecat de la tragedia unui președinte.
Ok, apoi dacă el nu avea un copil și dacă America nu investea foarte mulți bani în îngrijirea acestor copii de greutate foarte mică la naștere, n-am fi ajuns niciodată astăzi la 23 de săptămâni să îngrijim acești copii. Deci, orice fel de, hai să spunem, dizabilitate sau infirmitate naște o industrie, naște știință, naște preocupare și s-ar putea ca în 5 ani de zile această problemă să fie o chestiune foarte simplă de rezolvat. Asta este tot ceea ce am învățat de-a lungul timpului, ca și atitudine. Bun, dar pe de altă parte spune, dar copilul meu o să fie un obiect de studiu? Ceea ce m-a învățat un profesor extraordinar din state, pe mine m-a învățat și l-am văzut când vorbea cu părinții, când pierdeam un astfel de copil, sigur, din insuficientă, poate știință, insuficientă resurse, și spunea întotdeauna părintului, copilul tău a fost cel mai bun profesor pentru noi, pentru că, într-adevăr, el a fost profesorul nostru în tot ceea ce ni s-a întâmplat nouă aici. Noi am învățat de la ele și am făcut un mic pas științific, data viitoare o să fim mai buni, peste 5 ani o să fim și mai buni, exact ceea ce se spunea. Este vorba, dar într-adevăr, aici este o întrebare egoistă despre fericirea părintelui de a avea un astfel de copil. Da, este normal, vorbind de fericirea părintelui, dar de fericirea copilului, ei vor fi întotdeauna fericiți cu viața pe care o au. Da, aici mai este o altă dimensiune care merită menționată. Atunci când te apuci să faci judecata unui copil pe care nu ai avut posibilitate să-l lași să trăiască și nu știi cine-i copilul ăsta, ai totdeauna foarte mari dificultăți și probabilitatea să faci erori. Sigur, există posibilitate să vezi sigur că are o malformație sau că e o cromozomopatie gravă care știi că nu-i compatibilă cu viața. Dar ce te faci dacă te gândești că s-ar putea să nu fie așa? Ce te faci dacă a fost o greșeală? Ce se întâmplă dacă copilul ăsta s-ar naște? Oare poate el fi redus la handicapul lui? Să zicem că e un copil care vezi clar, ecografic, că nu are picioare, nu are mâini. Ce faci cu el? Îl lichidezi pentru asta? N-ar fi oare interesant să facem extrapolarea și să ne întrebăm, oare lichidăm pe toți ăia care șamputează picioarele? Este piciorul singurul element care definește valoarea unui individ? N-ar putea acest copil să fie un copil extrem de dotat în foarte multe privințe și să regreți din toată inima că nu i-ai dat curaj, nu i-ai dat șansă să trăiască? Aici avem această dificultate când ne punem în poziția lui Dumnezeu. Pentru mine lucrurile sunt destul de simple. Dacă Dumnezeu a dat viață undeva, rolul meu e să apăr viața. Nu știu ce va face Dumnezeu cu asta. Va fi o lecție pentru profesorii de chirurgie, va fi o lecție pentru părinți, va fi un model pentru biserică. Cineva povestea despre un copil care tot așa nu a putut să... Deci așa era de gravă situația lui, că nu putea trăi decât câteva zile. A fost un creștin în biserică care a acceptat copilul și biserica a fost atât de impactată de copilul ăsta că au început să facă o mișcare specifică pentru astfel de cazuri. Cum știm ce va aduce? Copilul. Următoarea întrebare. Următoarea întrebare pe care aș vrea să o abordăm, cred că este una dintre cele mai populare întrebări puse când vine vorba despre acest subiect. Este cea mai des întâlnită întrebare folosită pentru argumentele pro-alegere ale acestei mișcări și o să o abordăm și noi. Dacă apare o sarcină în urma unui viol, din păcate, atunci, ce părere ar putea avea tatăl copilului? Ce faci atunci? Cu siguranță e extrem de complicat să treci printr-o astfel de situație. E foarte complicat să te gândești că
copilul ăsta îți va aduce mereu aminte de evenimentul pe care l-ai trăit. Dar și aici au fost cazuri diferite. Femei care s-au luptat toată viața lor cu ideea asta că acest copil este simbolul abuzorului. Cum să vezi așa ceva în viața ta, care te va marca pentru totdeauna? Dar și aici sunt foarte multe exemple și merită citite poveștile, îmi place ideea asta, citiți poveștile sau ascultați poveștile reale a acestor oameni. Să vedeți cum pot să fie răscumpărate situațiile respective. Sigur, ai putea să spui foarte simplu, dar ce drept are tata să decide dacă avortez sau nu avortez un astfel de caz, când oricum a fost un abuz? Dar mai este o altă întrebare. Poți oare rezolva un rău cu unul mai mare? Poți să rezolvi cazul unui viol cu o crimă? Că până la urmă asta înseamnă? Și atunci, de fiecare dată când ai astfel de situații, sigur că ai impresia că e o capcană, gata, am blocat acum și acum nu există răspuns. Dar dacă vezi care sunt răspunsurile reale ale vieții, cum femeia poate să îmbrățișeze această realitate, să aibă, să țină în brațe copilul care a rezultat în urma unui viol, atunci îți schimbi cu totul paradigma și gândești și apreciezi altfel. Ce lucru extraordinar poate să facă un om? Și bine și rău. This obviously deserves at least an hour of discussion, this particular topic. Doar subiectul acesta cred că merită cel puțin o oră să discutăm. So this will have to be very short and please don't feel that that's the subject wrapped up. Așa că noi spunem ceva pe scurt, dar să nu credeți că am epuizat subiectul. Some of the evidence and responses to this, my website has a long section on this particular question. Pe site-ul web pe care vi l-am spus mai devreme, găsiți și multe dovezi asupra ce se întâmplă cu femeile în urma violului. But the short answer is that there is no pain-free solution. Răspunsul scurt este că nicio soluție nu elimină complet durerea. It's tempting to think that by simply getting rid of the baby, you have solved the situation. Ai putea fi ispitită să crezi că, dacă scap de sarcina asta, uit de tot ce s-a întâmplat. But of course, that attitude is deeply insulting to women who have actually been through this trauma. Însă o astfel de atitudine e o insultă profundă la femeile care au trecut prin așa ceva și n-au avut opțiunea de a scăpa de amintire. If the baby is gone, then you still have a woman who has been through a profound trauma and abuse. Chiar dacă dispare copilul, femeia a trecut prin experiența abuzului, aia nu o poți anula. So we should not expect an answer that immediately solves everything. Așa că nu ne așteptăm să avem un răspuns care ușor și simplu le rezolvă pe toate. So the question we have to ask as doctors is, întrebarea pe care ne-o punem ca medici, will abortion help heal this trauma? Ar ajuta oare avortul să vindece drama, trauma prin care trece femeia? And the short answer is that there is no evidence that abortion does that. Răspunsul scurt este că n-avem nicio dovadă că avortul rezolvă problema. In fact, many women say that it was an extra trauma in addition to the abuse. De fapt, majoritatea femeilor spun că s-a adăugat o nouă traumă la cea pe care au resimțit-o prin viol. Whereas by contrast, many women who keep the baby say that it was the only thing that gave meaning to their experience. Prin contrast, multe femei care aleg să ducă la termen sarcina și să aibă acel copil, spun că acel copilaș este cel care le-a dat un sens și un scop în viață. And despite the obvious answer in these situations being abortion, și deși parcă răspunsul evident la o astfel de situație traumatică ar fi, da, domnule, clar, avortul. Studies actually show that around half of women in this situation choose to keep their babies. Cercetările făcute în domeniu arată că cel puțin jumătate din femei aleg să păstreze copilul. So the central question is, what is the best way to help healing of this trauma? Așa că întrebarea centrală devine, care e modalitatea cea mai bună să aducem vindecare în viața femeii în urma traumei suferite? And there is no evidence that abortion helps healing. Și nu avem nicio dovadă că avortul ar ajuta. But we know of hundreds of cases where having a baby has not immediately solved things, but has helped
some of the healing for the woman in that situation. Și totuși avem sute de cazuri în care nașterea acelui copil sigur n-a rezolvat problema pe de-a întregul, dar de-a lungul timpului s-a dovedit a fi benefică pentru sănătatea fizică și psihică a femeii. So inevitably it will be difficult hearing that from a man who never has to experience that situation. Da, e greu să auzi aceste lucruri din gura unui bărbat care nu va trece printr-o astfel de experiență. And so I would echo the words of David saying read the stories. Dar voi spune și eu alături de colegii mei, citiți poveștile acestor femei. There is a book called Victims and Victors. Este o carte intitulată Victime și victorioși. By a researcher called David Reardon. David Reardon scrie această carte, un cercetător. And he surveyed several hundred women who had been through this situation. El a discutat și a raportat cercetările sale cu sute de femei care au trecut prin astfel de experiențe. And he found that not a single woman regretted having the baby. N-a găsit nici măcar o femeie care să regrete faptul că a adus pe lume un copil în urma acestei situații. But many women regretted having an abortion. Însă foarte multe au regretat avortul la care au. And one summarized it like this. Iar una dintre ele spune așa. She said that abortion adds a second trauma to the victim. Avortul adaugă o a doua traumă victimei. And it adds a second victim to the crime. Și adaugă o a doua victimă la crima făcută. And so I think it's centrally important that we listen to voices like hers. Așa că e bine să ascultăm glasul unor femei care au trecut prin aceasta. Because they will tell us in their own words. Că în cuvintele lor ne vor spune. That abortion did not help. Că avortul nu ajută. But this was a real baby who deserved life. Ci acolo în pântecele lor a fost un copilaș adevărat care ar fi meritat să trăiască. Yeah, eu mi-aduc aminte de lucrurile neobișnuite pe care cei credincioși le fac. Nu am întâlnit creștini care să treacă prin această situație. Am întâlnit persoane care au trecut prin această situație. Toți au ținut copilul. Dar întrebarea din perspectiva creștină este aceasta, eu ce lucruri neobișnuite fac? Și așa cum creștinii se duceau în afara zidurilor Romei și luau copii infirmi, așa făceau romanii, știți foarte bine lucrul ăsta, duceau în afara zidurilor pe cei care erau infirmi, pe cei din afara cetății să-i mănânce fiarele sărbatice. Iar creștinii se duceau în afară și adoptau copiilor. Așa mă gândesc, pot să adopt și un astfel de copil care vine dintr-o astfel de traumă majoră. Poate să fie meu, poate să fie al meu. Este tot ce este mai frumos ca și creștin. Dincolo de studii care toate spun lucrul ăsta, traumă peste traumă este o tragedie. Următoarea întrebare, Laura asta are cele mai multe voturi din întrebările care au rămas, spune așa. Nu e paradoxal faptul că în România, o țară creștină, fără educație sexuală, are cea mai mare rată de avort? De ce sunt creștinii împotriva educației? Acum, aș vrea să subliniez ceva dintr-un început. A nu se confunda îndoctrinarea sexuală cu educația sexuală. Noi ca și credincioși suntem pentru educație sexuală, noi facem educație sexuală în biserică. Vorbim pe tema aceasta cu cuplurile, vorbim pe tema aceasta cu tinerii, le oferim cărți în direcția aceasta, dar ceea ce se dorește în sistemele de învățământ nu este educație sexuală, ci este îndoctrinare sexuală. Sunt două lucruri total diferite. Și trebuie să fie etichetate corect. Din păcate, îndoctrinarea sexuală în mediul școlar se etichetează greșit și se spune educație sexuală. Așa să mă repet, nu este educație sexuală, este îndoctrinare sexuală în care teoria de gen se impune și în care trăirea în păcat este considerată o normă normală în care trebuie ca copiii noștri să trăiască. Aceasta se numește îndoctrinare. Nu are nimic de face cu educația. Dar m-aș bucura și
În primul rând că afirmația e foarte ciudată. De ce se împotrivesc creștinii educației? Aici este așa o scuză în ochi aruncată. Oare cine să ia? Puteți să identificați care sunt creștinii care se opun educației? Dacă îndoctrinarea, cum s-a spus, înseamnă educație, atunci avem o problemă. Ce educație poate să fie aceea în care copilul la vârstă de 3 ani sau mai jos îl învață despre masturbare? Puteți să-mi spuneți și mie ce educație e asta? Uitați-vă în manualele școlare, în astea care promovează așa zisa educație sexuală, să vedeți că în afară de faptul că se vorbește despre agenda LGBT și despre abuzul care se creează asupra inocenței copilului, n-are nicio treabă cu educația sexuală. Fiecare lucru trebuie să-l faci la momentul potrivit. Nu poți să înveți un copil, numai dacă e genial, să-l înveți fizică atomică la vârsta de o lună de zile. Trebuie să treacă o perioadă de maturitate și de înțelegere a lucrurilor ca să poți să îi dai o educație corespunzătoare. Lucrurile se fac la timp și e foarte simplu de înțeles asta. So, in medicine we use something called a Cochrane review. În medicină folosim acest termen de recapitulare a Cochrane. It's a database of systematic reviews of medical interventions. Este o bază uriașă de date în care sunt recapitulate tot felul de proceduri medicale care s-au făcut. And they look at all the best evidence on a particular medical intervention. În care poți intra și să cauți toate cele mai bune dovezi cu privire la un anumit aspect. And there are two of these on sex education. Sunt două astfel de subiecte pe educație sexuală. To look at whether they reduce unwanted pregnancies and abortions. Să vedem dacă, de exemplu, această educație sexuală reduce numărul de sarcini nedorite și de avorturi. And both of these found when you look at the very best evidence. Studiile acestea relevă că atunci când cauți dovezile cele mai clare, that there is usually no evidence that sex education reduces unwanted pregnancies or abortions. Nu reușești să găsești dovezi clare că o astfel de educație sexuală reduce numărul de sarcini nedorite și de avorturi. Now one of these did find a study that showed that sex education reduces unwanted pregnancies. În final a fost găsit un studiu care ar releva că educația sexuală reduce numărul de sarcini nedorite. But this was a sex education program which promoted abstinence and delaying having sex. Și era un studiu care promova o educație sexuală care promova abstinența și abținerea de la avea relații sexuale până în cadrul familiei. And it promoted human dignity. Ceea ce promovează demnitatea umană. And people finding that identity in being a human made in the image of God rather than in something else. O educație sexuală care îi face pe oameni să-și găsească identitatea în faptul că sunt creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, nu în alte chestii. And this had a huge reduction in teenage pregnancy. Acest gen de educație sexuală a avut drept rezultat o reducere drastică a numărului de sarcini nedorite la adolescente în special. So there is no such thing as sex education. Așa că nu există educație sexuală. What I mean by that is it means so many different things that we have to be clear. Educația sexuală este un termen atât de vast care poate avea atâtea nuanțe încât trebuie să clarificăm lucrurile. Some sex education works and it is brilliant. Anumit gen de educație sexuală funcționează foarte bine și e o idee strălucită. And we should absolutely support that. Și ar trebui să-l susținem din tot sufletul. And the evidence shows that that works. Și dovezile arată că dă rezultate. But there is other kinds of sex education. Dar există alte modele de educație sexuală which are not supported by that evidence. Care nu sunt susținute de dovezi. And which teach far more radical things that are harmful for children. Și care învață pe copii niște lucruri radicale care le fac mult rău. So as Christians we are called to be discerning and careful. Așa că noi creștinii suntem chemați să avem discernământ și să avem grijă cum alegem. We should absolutely promote and endorse and encourage good sex education. Noi trebuie să promovăm și să susținem o educație sexuală corectă și sănătoasă.
But we know that good things are so often corrupted and become even worse. Dar știm că adeseori lucrurile bune sunt deturnate de la scopul lor, sunt corupte și devin lucruri rele. Sex is an amazing good thing which is often corrupted and used to hurt people. Sexualitatea este un dar nemaipomenit al lui Dumnezeu, care însă este preluat, pervertit, corupt în a deveni ceva ce n-a avut intenția originală. And we know how many lives have been ruined by the misuse or abuse of sex. Și știm că multe vieți au fost distruse de folosirea abuzivă, eronată a sexualității. And that's because sex is powerful. Pentru că sexualitatea noastră are putere. We are often told by the media and other groups that we have to be very skeptical of power. Mass media ne spune adeseori că trebuie să privim cu scepticism cei care au putere. Powerful institutions are potentially dangerous and need to be used carefully. Instituțiile puternice au potențialul acesta de a fi periculoase, așa că trebuie să le tratăm cu discernământ. But sex is one of the most powerful things in the world. Sexualitatea însă este unul din cele mai puternice lucruri din lume. So if we are criticizing and holding power accountable, we should do the same with sex. Și dacă avem o gândire analitică evaluativă cu privire la puterile acestei lumi, ar trebui și cu privire la sexualitate să avem aceeași gândire analitică și evaluativă. And therefore we should be careful about how we use it and how we teach it. Și să fim foarte atenți cum ne folosim sexualitatea și ce anume educăm pe alții cu privire la acesta. And so Christians have a duty to scrutinize sex education and see whether it is the good kind or the bad kind. Așa că noi creștinii avem datoria de a urmări, de a citi, de a evalua educația sexuală și de a vedea dacă este una de calitate sau dacă e ceva ce trebuie respins. And if it's the good kind, then we should promote it. Când e ceva de calitate, trebuie să o îmbrățișăm și să o promovăm. Trebuie să vă spun că au fost studii clare care au arătat că de îndată ce s-a făcut publicitate cu prezervativele ca și metodă contraceptivă, numărul sarcinilor nedorite a crescut. Dacă dai copilului prezervativ și îi spui că asta e o metodă sigură contraceptivă, o va folosi. Și cum o folosesc așa cum trebuie, s-a întâmplat exact paradoxul. Metoda zisă contraceptivă a devenit foarte conceptivă. Aș mai aborda o întrebare care mi se pare foarte bună și destul de des discutată în contextul acestui subiect. În cazul sarcinilor ectopice, dat fiind că nu sunt compatibile cu viața, care este poziția creștină? Poate ar fi bine să definim și ce înseamnă o sarcină ectopică. O sarcină ectopică înseamnă o sarcină care nu se găsește în locul potrivit, adică în cavitatea uterină. Poate să fie în trompa uterină, poate să fie în peritoneu, poate să fie localizată în altă parte. Sarcina ectopică, din păcate, în România înseamnă eliminarea ei. Dar există și tehnici în care o sarcină ectopică, cum ar fi, de exemplu, situarea ei în trompa uterină. Trompa uterină nu are abilitatea uterului să rețină o sarcină. Și dacă lași o sarcină să se dezvolte în trompa uterină, va rupe trompa uterină și va produce un dezastru hemoragic pentru femeie. Nu se poate lăsa acolo. Dar dacă se poate face disecție a sarcinii și să iei sarcina așa cum îi din trompa uterină și să o implantezi în cavitatea uterină. Există tehnici din astea care funcționează. Nu am auzit la români să se întâmple așa ceva, dar nu orice sarcină ectopică e o sarcină care trebuie să fie aruncată. No, that's for me. It's pentru mine este foarte simplu lucrul acesta. Dacă nu există capacitate medicală de a rezolva medical o astfel de sarcină și n-am văzut niciodată o astfel de situație, trebuie să accept și lucrul acesta ca un copil care mi-a murit. In general, there are some pregnancies which endanger the life of the mother. Sunt într-adevăr și anumite sarcini care pun în pericol viața mamei.
And in every country in the world, it is possible to remove the it is legal to remove the baby. Și în orice țară din lume, în astfel de situații, legea permite să îndepărtezi copilul. So the principle in general is this. În general, principiul ar fi cam acesta. We can never intentionally or directly end the unborn life. Nu putem niciodată în mod intenționat și planificat să terminăm o viață care încă nu s-a născut. But if the intention is to save the life of another human being. Dar dacă intenția noastră planificată este să salvăm o viață a unei ființe umane, then we may remove the baby in a dignified and respectful way. Uneori există modalitatea și posibilitatea de a îndepărta într-un mod demn și respectuos noua viață. Even though we foresee that it will pass away as a result. Chiar dacă ne dăm seama că drept rezultat al acestei proceduri acea viață se va opri. But we don't directly or intentionally end its life. Dar niciodată nu acționăm în mod direct pentru a întrerupe o viață. And we only do it when there is an absolutely equivalent necessity like saving the life of another person. Iar momentul în care intervenim în felul acesta este numai și numai în situația în care salvăm viața care este într-un real și prezent pericol. And this is often spoken about as called the doctrine of double effect. Asta este numită adeseori doctrina efectului dublu. So those would be the principles for these sorts of situations. Acestea ar fi principiile care ne călăuzesc în astfel de situații limită. But you always save the baby's life if you can. Dar atât cât îți stă în putere, salvezi viața copilului. And in any country in the world, doing this is legal even if abortion is prohibited generally. Și în orice țară din lume aceasta, atunci când viața mamei este în pericol, chiar dacă acea țară interzice avortul, îl permite în situația în care viața mamei este în pericol. So no one advocates for these sorts of deliveries to be prohibited. Everyone thinks that it should be allowed. Chiar și în astfel de țări, cum spuneam, nimeni nu spune că trebuie dusă sarcina la capăt orice ar fi. Sunt excepții care permit o astfel de intervenție. Da. Poate fi folosită dublu sens. Scuze. Doctrina poate fi folosită la fel când ai 3 embrioni și 2 potențial pot să afecteze sarcina uneia sănătos. Și unii folosesc aceeași doctrină în sensul a promova o viață în dauna altora. Așa, la fel și aici. Ok, promovăm viața mamei și acceptăm lucrul acesta neintenționat. Ar fi aceeași viziune, neintenționat. Trebuie să ținem o viață și celelalte vieți nu mai pot să existe. E complicat. Aici problema e foarte complicată din multe puncte de vedere, pentru că îmi place ceea ce a zis doctorul Calum, dar nu trebuie să uităm că lucrurile pot să fie abuzate. Și situații care, de fapt, nu pun în pericol viața mamei sunt etichetate ca punând viața mamei în pericol. Și atunci ai nevoie, probabil, ca să ai siguranța că așa se întâmplă, ai nevoie de opinii multiple asupra cazului respectiv. Și ai nevoie de specialități diferite ca să poți să faci o evaluare corectă. So, to give a bit of context for these difficult situations. Ca să punem un pic în context aceste situații atât de dificile. In the UK we have very good statistics about abortion. În Marea Britanie avem statistici foarte clare cu privire la avort. There are 200,000 abortions a year. Pe an sunt 200.000 de avorturi practicate. And the number to save the life of the woman is a lot less than 100. Mult sub 100 sunt făcute pentru a salva viața mamei. So the number is very, very small and it's a very rare situation. Deci situația e foarte rară în care avortul este făcut pentru a salva viața mamei. The number of abortions done where the baby has a life-threatening disability is about 1% or less. Cam 1% din pruncii aceștia avortați sunt avortați pe considerentul că au anumite dizabilități care sunt incompatibile cu viața. And evidence from the US shows that far fewer than 1% of abortions are in the case of rape as well. La fel în Statele Unite, statisticile arată că mai puțin de 1% din avorturile făcute sunt datorită unei sarcini rezultate după viol. So all of these cases are serious and deserve a sincere, compassionate response. Așa că toate aceste întrebări pe care le-am primit, sigur reprezintă situații serioase, grave și necesită un răspuns sobru.
But we also have to keep the perspective that these are a tiny, tiny percentage of abortions. Dar hai să fim sinceri și să recunoaștem că ele reprezintă un procent infim din tot ceea ce înseamnă avortul. Mulțumim pentru perspectiva aceasta care e foarte importantă, pentru că cele mai multe întrebări când ajungem în discuția aceasta despre avort se duc exact înspre zona limitrofă, în zona aceea în care se pare că sunt foarte puține procente, da? 2-3% de cazuri speciale, cu alte cuvinte suntem undeva la 97-96% care nu au nimic de a face nici cu, cu nicio problemă a sarcinii sau cu o problemă a copilului, ci e pur și simplu o decizie pe care mama sau un dintre părinți o ia discutând despre avorturile forțate. Dar sunt foarte faine discuțiile, ne apropiem totuși de un final. Mai avem încă două întrebări pe care am dorit să le adresăm și una dintre ele este următoarea. Ce se întâmplă în situația în care o femeie însărcinată se găsește în situația de a fi nevoită să urmeze un tratament agresiv, exemplu radio sau și chimioterapie? Aici cred că se aplică principiul care deja a fost anunțat. Întotdeauna faci maximum ce poți ca să salvezi viața. Când nu poți să salvezi viața, n-ai încotro. Sigur, e foarte greu de știut ce fel de tratament și ce fel de efect va avea ce fel de efect va avea tratamentul antitumoral, tratamentul citostatic asupra sarcinii. De obicei grav, foarte grav. Și aici va trebui să lași la decizia mamei, informându-o despre ce posibilități are și ce posibilități sunt, să decide mama ce vrea să facă în continuare. De altfel, întotdeauna ar trebui să lași să decide părinții, chiar dacă suntem pro-viață și chiar dacă suntem, căutăm să aducem informații, până la urmă decizia de viață sau moarte îi a mamei. Au fost mai multe cazuri în care mama era amenințată că dacă nu avortează, va muri, și asta nu înseamnă că nu se și întâmplă asta, dar mama a ales să păstreze sarcina cu orice risc. Și paradoxul a fost că a scăpat și mama și copilul. Ce am observat, deși nu este obiectul meu de studiu, sunt ghiduri foarte clare, chimioterapie, radioterapie pentru mamele însărcinate. Acceptăm lucrul acesta. Am observat că există și părinți care refuză orice fel de tratament din dorința de a naște un copil sănătos. Am observat și lucrul acesta. Am văzut și mame care au decedat în urma bolii grave de care au suferit. Este decizia părintelui și trebuie să respectăm lucrul acesta. So there are obviously many different kinds of cancer. Sigur, dacă vorbim despre cancer, sunt multe forme ale acestuia. So the question is a bit complex. Și întrebarea este mult mai complexă decât pare. Some pro-life oncologists and I are actually working on guidance on this. Lucrez cu niște oncologi care sunt pro-viață și împreună formulăm acum un set de jaloane orientative în acest domeniu. From a pro-life perspective. Din perspectiva pro-viață. Now I'm not an oncologist. Eu nu sunt medic oncolog. So I don't know the details. Așa că nu pot intra în detalii. But what I'm told is that the cancer itself usually is not made worse by the pregnancy. Ceea ce mi se spune este că cancerul însuși nu se înrăutățește în urma sarcinii. The problem is normally that the chemotherapy will be harmful to the child. Și problema este că acea chimioterapie poate să facă rău copilului. But if the mother needs the chemotherapy to survive, then it is permissible to offer it to her. Dar dacă pentru mamă chimioterapia este indispensabilă ca să poată rămâne în viață, va trebui să treacă prin acest tratament. And this might cause the child to have a disability. Probabil copilul va avea anumite dizabilități. But it is not intended. Dar acestea n-au reprezentat o intenție a medicului care tratează. And the alternative may be the child losing their mother.
Alternativa ar putea fi ca mama să moară. So there are no easy outcomes. Așa că soluția nu e ușoară și nici rezultatele la care ajungem nu o să fie chiar simple. But if the only potential harm is to the baby, dar dacă tratamentul respectiv presupune pericol doar pentru copilul nenăscut, then it is at least preferable for the child to have a disability than not to exist at all and to have its life ended. Cel puțin putem spune că ar fi de preferat ca acel copil să se nască cu o anumită infirmitate decât să nu trăiască deloc. Or only a risk of a disability rather than having its life ended. Sau să riscăm să aibă o astfel de infirmitate care se poate confirma sau nu, dar cel puțin ți-a asumat riscul decât să-l omori. So these questions are inevitably complex. Da, întrebările sunt clar complexe. And it probably differs from case to case. Și fiecare caz trebuie luat ca unic în sine. But it's helpful to think through who are we trying to save with an abortion. Dar e foarte important să-ți pui întrebarea, prin avort pe cine încercăm să salvăm? Because usually the woman will not be saved by an abortion. Că de obicei femeia nu va fi salvată în urma avortului. But obviously the baby won't be saved by an abortion. Și clar că copilul nu e salvat deloc prin avort. So these cases require a very careful discussion and clarification. Așa că aceste principii necesită multă discuție și clarificare. But again, it's almost always the case that women can get the care they need without intentionally killing the baby. Dar se întâmplă și anumite situații în care femeile nu pot primi tratamentul necesar fără a pune în pericol copilașul din. So the intentional killing of the baby is never medically necessary. Deci niciodată ca medic nu voi ucide intenționat copilul. Mai luăm o întrebare, o ultimă întrebare. Este adresată din nou în mod direct lui Callum, dar cred că nu doar lui. O să o citesc în engleză. What is the ethical difference between using contraception and having an abortion? Isn't this the same thing done differently? O să și traduc, care este diferența din punct de vedere etic între a folosi o metodă de contracepție și a face un avort? Nu este același lucru făcut diferit? Yeah, thank you for that question. Da, mulțumesc pentru întrebare. The key difference is that contraception works before fertilization. Diferența principală este faptul că elementul contraceptiv funcționează înainte de fecundare. And abortion works after fertilization. Avortul este tot ceea ce se întâmplă după fecundare. So abortion ends the life of an already existing human being. Prin avort punem capăt unei vieți deja formate, unei ființe deja formate. Pro-lifers have often been unclear in the past. Adeseori în trecut noi pro-viață n-am fost suficient de clari în domeniul acesta. By calling the embryo a potential human being. Când am numit embrionul o potențială ființă umană. The reality is that this is a human being with potential. Realitatea este că embrionul este o ființă umană cu potențial. So we don't oppose abortion because it ends a potential life. Așa că noi nu ne opunem avortului pentru că acesta pune capăt unei potențiale vieți. We oppose abortion because it ends an actual life. Ci ne opunem avortului pentru că avortul pune capăt unei vieți reale. Which starts at conception. Care începe la fecundare. Whereas contraception does not end an actual human being. Contracepția însă nu pune capăt unei vieți deja formate, ci o previne. Now, as an example of this. Ca exemplu. The Bible does not talk about fertilization in detail. Biblia nu vorbește în detaliu despre fertilizare. We didn't know about fertilization until the 18th and 19th centuries. De fapt, abia în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea am început să vorbim în detaliu despre fecundare. It was scientists who discovered exactly when life begins. Oamenii de știință au fost cei care au descoperit momentul exact când începe viața umană. And so the first countries to explicitly ban abortion in modern law. Și primele țări care în mod explicit au interzis avortul în epoca modernă. Did so explicitly because scientists and doctors were saying this is the beginning of human life. Au făcut lucrul acesta pentru că cercetătorii, oamenii de știință și doctorii le-au spus, domne, acum începe viața. So when England banned abortion in statutes in the 19th century, când în secolul al XIX-lea, prin lege, Anglia a interzis avortul,
It wasn't the church pushing for this. Nu biserica a militat pentru asta. It was the doctors saying that we have discovered fertilization and that is when human life begins. Ci doctorii care au spus, am descoperit când are loc fecundarea și că atunci începe viața și trebuie să interzicem această practică. So the difference between contraception and abortion is that we have discovered fertilization as the beginning of human life. Diferența deci fundamentală între contracepție și avort este faptul că am descoperit momentul în care începe viața umană, adică la fecundare. And only abortion ends that actual human life. Și doar avortul pune capăt unei vieți deja formate. Îi mulțumim Domnului pentru ziua de astăzi și pentru ceea ce am putut să auzim și să învățăm. Aș vrea să mulțumesc Dr. Miller, Dr. Cristovianu și Dr. Ile pentru pregătire, pentru aducerea înaintea noastră a ceea ce ați acumulat în atâția ani de experiență. Mulțumim și Dumnezeu să vă răsplătească și aș vrea să-i aplaudăm. Okay.